Dragi prăjeșteni, dragi locuitori ai Comunei Prăjești, iată-ne ajunși la finalul anului 2019. A fost un an cu bune, cu rele, dar un an la sfârșitul căruia putem să ne mândrim cu realizări, cu împliniri, la finalul unui an în care se vede munca anilor precedenți, adică au fost puse în operă anumite lucrări de care locuitorii Comunei Prăjești aveau nevoie. Reușim și suntem în plin șantier cu dispensarul uman. Am reușit să finalizăm, după o muncă, să zicem, grea, rețeaua de canalizare. Suntem în plină lucrare de extindere și modernizare a rețelei de apă. Am finalizat un obiectiv foarte important, drag mie și atât de necesar dumneavoastră, sala de festivități. Suntem în plin proces de modernizare a școlii generale din comună. Cu alte cuvinte, se vede munca pe care am prestat-o eu și Consiliul Local, consilierii alături de mine, pentru dumneavoastră, pentru locuitorii acestei comune. La finalul acestui an, vă doresc la mulți ani, vă mulțumesc pentru încrederea acordată, sperăm că anul 2020, deși va fi un an electoral, să fie un an mai bun, mai rodnic și mai frumos. La mulți ani tuturor!